Am revenit, doamnelor și domnilor, v-am promis un exemplu similar cu ceea ce se întâmplă zilele acestea de aseară în România, că de aseară președintele nu respectă decizia Curții Constituționale aflată în vigoare și cu efecte. În Republica Moldova, doamnelor și domnilor, președintele Republicii Moldova de 3 ori a refuzat să-și îndeplinească prerogativele. Vali, nu aceasta este linkul. Haideți să vedem știrea de pe Agerpres, doamnelor și domnilor, știrea din acest an în care președintele Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a fost suspendat pentru a treia oară de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova cu privire, de exemplu, a treia oară la promulgarea legii antipropagandă. Legea antipropagandă fusese adoptată de către Parlamentul de la Chișinău, iar Igor Dodon a refuzat pur și simplu să promulge legea, cum e domnul Iohannis, acum a refuzat să semneze un decret, iar Curtea Constituțională i-a luat această prerogativă președintelui Republicii Moldova. Haideți să vedem știrea, Vali. Și l-a suspendat provizoriu a treia oară din funcție, iar prerogativele i le-a dat șefului Parlamentului. Vă spun că s-a întâmplat a treia oară în acest an, pentru că președintele Republicii Moldova a mai refuzat de două ori să semneze niște decrete de numire a unor miniștri, că se află în scandal cu guvernul, tipic în democrații, președinții aflându-se în scandal cu guvernul, și la fel a mai fost suspendat de două ori. O să vedeți imediat știrea, Vali, poate s-a blocat computerul, când se deblochează, poate arătăm și telespectatorilor știrea că președintele Republicii Moldova a fost suspendat de trei ori. Este... În această situație, credeți că am putea ajunge? Nu, nu. De ce? Este exclus pentru că în Constituția Republicii Moldova este un text expres care prevede această posibilitate de suspendare de către Curtea Constituțională temporară. La noi nu Curtea Constituțională suspendă, la noi numai majoritatea parlamentară poate suspenda, e adevărat, cerând înainte un aviz consultativ de la Curtea Constituțională. Deci numai Parlamentul poate aprecia că președintele a încălcat Constituția și numai el îl poate suspenda cu avizul Curții Constituționale. Este o dispoziție utilă în Constituția Republicii Moldova, care de altfel are o Constituție mai bună, mai flexibilă decât a noastră și cu mai multe soluții prevăzute pentru astfel de situații de blocaj. Dar nu, deci această situație este exclusă în România, dar poate fi suspendat de astăzi, deși hai să spunem că pentru a fi suspendat pentru încălcarea Constituției ar trebui să fie cumva încălcată cu intenție. Și dacă astăzi se află în Polonia, am putea să îi acordăm aceste circumstanțe. Fiind plecat din țară, nu poate semna decrete, până pentru că ajunge poșta, până ajunge în Polonia, da, e mai dificil. Dar din momentul în care se va întoarce în țară, din acea zi, exact în aceeași zi, Parlamentul poate să inițieze procedura de suspendare a președintelui fără niciun fel de problemă, pentru că se află în mod vădit în încălcare de Constituție, întrucât deciziile Curții Constituționale reprezintă Constituția însăși, așa cum ea este interpretată de forul suprem constituțional constituit într-un stat de drept, Curtea Constituțională. Deci președintele nu poate să spună Curtea Constituțională a greșit niciodată, sau poate spune că a greșit, dar doar în sinea sa, și trebuie să se supună în orice caz, chiar dacă spune acest lucru, trebuie să se supună deciziilor, oricât de greșit vădit greșite le-ar considera domnia sa, și nu ar, chiar dacă nu înțelege, pentru că înțelegem caz că va trebui să o citească și să înțeleagă motivația. Deci chiar dacă el nu reușește să înțeleagă motivația, cu certitudine va trebui să se supună dispozitivului, care este foarte exact și spune că trebuie să o revoce pe doamna, îi spune chiar numele, virgulă, Laura Codruța Chioveși. Adică îl dă cu tot cu nume, dacă este cumva în dificultate să identifice ce persoană ocupă această poziție astăzi. Decizia Curții Constituționale are o jumătate de pagină, trei sferturi de pagină. Nu, are un rând.
obligă președintele să emită decizia cu totul. Curtea cu virgulă, pe da, având în vedere această motivare pe care, așa spune curtea, da, pe care domnul președinte Iohannis, poate în opinia mea să citească și vreo 3 ani de zile, nu-i problemă cât timp citește motivarea și o analizează, e o motivare. Da? Însă decizia ca tare pe care trebuie să o pună în aplicare președintele este de 4 paragrafe. Da? Da. Adică de o jumătate pagină. Dispozitivul ăla, da. Dispozitivul. Deci, curtea constituțională decide. Pac, 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 pac. Acum. Constată conflictul și obligă să emită decret. Da, exact. Și obligă să o revoce. Decret. Acum, chiar dacă din calcule politice PSD-ul, ALDE, care e majoritatea pe acolo cu DMR-ul și așa mai departe, cum asigură ei majoritatea, ar putea considera că pierd, că e mai greu și bun. Ei sunt obligați pentru a nu băga țara în anarhie, pentru că Parlamentul este, până la urmă, reprezentantul poporului. El este cel care este chemat, este ales de Parlamentul în integralitate. Da? Este chemat de popor să-l reprezinte prin alegeri democratice o dată la 4 ani. Este obligat să-l suspende. Nu are altă formulă, pentru că nu-i dă voie Constituția. Bun. Deci chiar dacă spune Parlamentul, chiar dacă Dragnea spune, dom'le, ne mai gândim, Dragnea nu se mai poate gândi. Dacă președintele spune, iese public și spune, dom'le, mai gândesc vreo 3 ani de zile până o schimb și în momentul ăla... N-are candidat. Da, Parlamentul nu mai are ce să facă. Aici nu e vorba de Dragnea, înțelegeți? E vorba de Parlament ca atare, ca instituție, care este obligată de Constituție, pentru că se vede clar că președintele încalcă Constituția. Și îl obligă. Constituția să vedem când se întoarce el ce o să ne spună. Nu, în cazul în care, tocmai asta am spus, vrea să încalce Constituția. Încalcă Constituția, dar o încalcă fără vinovăție. Eu am rezerve cu semnarea decretului, deci mare rezerve că nu se putea semna, dar... Deci lumea este disperată. Dacă spui că președintele României, ceea ce e juridic, încalcă Constituția. Acum poți, dar ce... CCR-ul nu poate da decizii greșite. Doamnă, dumneavoastră vă duceți pe stradă acum, vă suiți în mașină, da, vă oprește polițistul și spuneți, bă, mă doare în 14, pardon de expresie și îmi cer scuze pentru expresie. Da, dacă ăla încalcă Constituția și ăla legea legilor din țara asta și e obligația lui, da, o încalcă și eu, pleacă legi. Avem hotărâri de condamnare ale unor oameni, repet, pe care oricine le citește și se uită în dosarul ăla și dă seama că sunt... absolut abominabile. Oamenii se duc la cu mai mulți juri și ar vrea să dăm Vali cartonul cu paralizarea DNA. Sper că asta putem să dăm pe ecran, că dacă nu, n-are sens să mai avem desfășurătoare. Da? Nu avem niciun carton, îmi pare bine, da. Deci să-mi spui și mie în cască ce putem da pe ecran și ce nu. De la data publicării deciziei în monitor oficial, vă citesc eu, actul devine general obligatoriu pentru toate autoritățile statului, inclusiv instanțe, pentru că efectele sunt și în instanțe, ca și în cazul deciziilor ICCJ prin care se soluționează recursurile în interesul legii și care sunt și ele publicate în monitor oficial. Nu acesta este carton, aș vrea să te concentrezi, se numește carton paralizare DNA. Reiau. Ca și în cazul deciziilor ICCC prin care se soluționează recursurile în interesul legii și care sunt publicate în monitor oficial, acestea sunt obligatorii pentru instanțe și după publicare încep să producă efecte juridice, doamnelor și domnilor, iar potrivit legii, cel întreba mai devreme pe profesorul Iancu, potrivit legii, procurorul șef al DNA, vedeți, conduce și coordonează, am dat citatul din lege, din regulamentul DNA, întreaga activitate a Direcției Naționale Anticorupție. Asta înseamnă că de la data publicării deciziei, adică de aseară, în monitor, orice act ieșit din DNA poate fi contestat pe nelegalitate în instanțe, iar inculpații vor putea invoca în ședințe că instituția funcționează nelegal pentru că procurorul șef conduce și coordonează instituția. Iar instanțele trebuie să țină cont de decizia CCR care consideră revocat procurorul șef al DNA, decizia putând produce efecte juridice. Deci, practic, vorbim despre o paralizare a Direcției Naționale Anticorupție. Același lucru l-a spus și domnul Frundo, care și dânsul este jurist și aș vrea să dăm Vali declarația senatorului Frundo, dacă Laura Codruța Chiuveși va rămâne la conducerea DNA. Este la conducerea DNA, vor rezista o serie de consecințe juridice pe care n-ar trebui să le treacă nimeni cu vederea. De exemplu, mulți dintre cei care au dosare la DNA pot cere
ca acestea să fie lovite de nulitate, deoarece șefa direcției se află acolo neconstituțional și totuși semnează înscrisurile aferente. Consider că astfel de demersuri vor avea toate șansele să aibă succes în instanță. Din momentul deciziei, CCR spune chiar și domnul Frundo, orice act semnat de Laura Codruța Chioveși sau de procurorii din instituția condusă de dânsa, pentru că dânsa coordonează instituția legal, este discutabil. Eu sunt de acord în totalitate cu argumentele doamnei Gârbovan. Consider la fel ca dânsa că președintele Iohannis nu poate lua în această speță o decizie bazată pe motive de oportunitate. Cred că în ceea ce privește acest aspect, CCR are dreptate, spune Gheorghe Frundo. Și vreau să vă spun că astăzi m-am interesat ce se întâmplă în DNA, pentru că aici este o problemă. Doamna Chioveși, în caz de revocare, și l-a pregătit la șefia DNA pe domnul Marius Bulancea ca să fie delegat, asta știu sigur, de către procurorul general al României, domnul Lazar. Problema pe care o are doamna Chioveși în acest moment în care a intrat în vigoare decizia CCR este că legal nu poate să-și delege atribuțiile. Deși dânsa conduce prin lege Direcția Națională Anticorupție, conduce și coordonează, este o problemă. Chiar în regulamentul DNA, care nu este foarte clar, spune că procurorul șef, asta ca deciziile sale să nu fie lovite de nulitate, actele și tot ce este din DNA, spune că procurorul șef poate să-și delege temporar atribuțiilor doar dacă este în concediu sau este plecată din instituție. Nu, în momentul în Până în acest moment, doamna Chioveși nu și-a delegat atribuțiile. Da, pentru că așa este și normal. Deci în momentul în care conducătorul unei autorități devine el însuși nelegal în acea funcție și este considerat a fi nelegal, stă pe acea funcție, nu mai poate emite niciun act, nici măcar un act de delegare de atribuții. Deci și actul de delegare ar fi rovit chiar dacă ar permite, ar fi rovit de nulitate la rândul său. Știu că este o problemă chiar dacă delega atribuțiile, în momentul în care încetează mandatul unui conducător, strict juridic încetează și delegarea, pentru că delegarea se face de o anumită persoană. Și în momentul în care pleacă persoana respectivă de pe funcție sau devine nelegală în funcția respectivă, nu știm, se întâmplă ceva cum s-a întâmplat la noi cu decizia Curții Constituționale, încetează automat și delegarea. Deci chiar dacă ar fi delegat atribuțiile anterior, ar fi încetat odată cu încetarea funcției domniei sale, legalitatea numirii sale în funcție. Adică nu este o diferență între că este mai personal sau că a delegat simplu, pe cineva. Mai simplu, domnul Ionaș n-a delegat nimic. Adică e la șefia DNA și nu se pregătește domnul Bulancea că domnul Iacob are o problemă de încredere cu doamna Chioveși. Eu nu știu cine e domnul Bulancea, nu știu cine e domnul Iacob. Vă zic, nici nu mă interesează. Eu am spus de foarte multe ori că în politica românească lipsește un lucru cu desăvârșire și anume asumarea răspunderii. Iar la noi instituția asta a demisiei de onoare e așa o chestie metaforică. Văd că doamna Chioveși se încadrează foarte bine în această tagmă politicienilor. Exact, pentru că ar putea foarte ușor să oprească toată această nebunie. El ar putea salva și pe președinte de o eventuală reacție negativă a electoratului și să își înainteze demisia. Și s-ar opri toată nebunia. Domnul, pe de altă parte, mă uit îngrozit. Nu-l cunosc pe doamna Chioveși. Doamna Chioveși nu-și va da niciodată demisia. Suntem perfect. Adică mă uit îngrozit la două lucruri. Vreți, eu vă vreau. Personal, eu mă uit dată pentru totdeauna distinție clară între judecători și procurori. Noi acum nu vorbim despre justiție, vorbim despre procurori și ce își doresc oamenii ca procurorii să facă. Adică procurorii, din punctul unora de vedere, ar trebui să facă ce vor ei, când vor ei, pentru că sunt procurori. Și mă uit cu groază la asta, mă uitam la reacțiile foarte unei mare părți a celor care fac parte agresive. Din Rezist. La adresa celor care mâine vor participa la protest, pentru că le put, efectiv. Și mie am ajuns în stadiul ăla în care societatea e atât de divizată și atât de mult îi deranjează pe unii care... Eu înțeleg, când locuiești în București, când ai acces la anumite chestii, deja restul țării nu mai există. Și restul țării e așa. Eu vreau să vă spun că România reală și acolo unde sunt cu adevărat probleme, e restul țării, nu București.
În România reală, când te duci la spital, ai probleme. Doamne, la noi aici, e așa. Aici foarte contrazic. Pentru că da, să știți că totuși, Bucureștiul nu este majoritar hashtag rezist. Nu uitați nu, că avem primar PSD. Și da, astăzi sondajele o arată pe doamna... E nedemocratic genul ăsta de a gândi. Și de ce? Pentru că, până la urmă, politica e făcută de elite. Adică... Unde? Oriunde în lume, vreau să spun. Da, corect, da. Teoretic, da. Poporul se uită în gura elitelor, se uită în gura... Teoretic, sunt de acord cu teoretic vorbesc. Ceea ce mă sperie și unde îți dau dreptate este că cei mai bine pregătiți intelectual oameni ai Bucureștiului au cele mai antidemocratice ieșiri. Exact. Asta pe mine mă spăba. Exact. Ați calificat cele mai înalte minți ca și cum ați voie ca ziarist să cunosc bine Bula. Sunt total de acord. Fiul meu e în Bula, rezist. Am discuții în fiecare zi cu el. Eu am discuții cu oameni foarte inteligenți care au înțeles foarte bine ce se întâmplă. Nu e un blocaj psihosocial. Este un blocaj emoțional fără precedent. Am vorbit cu oameni legal din corporații care mi-au spus și vă spun așa, la o cafea, că nu i-ar deranja niciun mijloc nedemocratic ca exact să-l dea jos pe acest individ. Deci oamenii sunt de asemenea exasperare, de asemenea ură împotriva, e adevărat, unui guvern care reprezintă o rușine națională. Păi, ți-aduc aminte la n-am avut un asemenea prim-ministru analfabet nici pe vremea lui Gheorghe Iudeș. Adică, Liviu, nu se poate, e adevărat. Că la Parlament, să știți că oamenii s-au aruncat foarte multă în fața inteligentă care spune exact era USR-ul. Aduceți aminte, auziți, da, e bine că... Care nu are această părere, adică nu știu de unde e bine că oamenii, nu, doamna Ingrid, sunt inteligenți dacă sunt în partea aia și nu, sunt mai forți. Nu, nu, e vorba de un studiu sociologic. Viața rezist are, din punct de vedere al valorilor pe studii și venit, cele mai bune cifre din țară. Domnul... Ba da, e adevărat. Știu ce zic. Nu, hai că nu ne agam acum să mă, dacă ar fi de stânga, n-ar fi rău. Asta zic. Să știți, reprezentanții PSD au fost foarte mulți dintre ei cu studii superioare, cei mai mulți, cel puțin la aceste alegeri, cu studii superioare și cu studii înalte, deci nu au și studenți de asemenea, că în piața Victoriei au ieșit acum hashtag rezist, care într-adevăr sunt studenți, sunt cu studii superioare. Da, dar unii sunt acasă dintre cei cu studii superioare și foarte inteligenți. Bun. Care n-au ieșit o să în piața vorbesc Victoriei. Acum n-am ce să fac din, ca politologul. E ca politologul, că n-am, adică mă rog. Studiind fenomenul România care s-a mai întâmplat în 40 de țări. Care 40 fenomen? De țări. Care? În momentul în care treci de la totalitarism la capitalism, în această etapă de modernizare, există o strategie care se aplică și în România, în care instituțiile de forță preia controlul într-o țară. Preiau controlul într-o țară. Ba, mulțumesc frumos. E, acest control preluat în toate țările respective a mers atât de departe, încât la înmormântarea lui Pinochet, am spus bine? Da. Da? La mormântarea lui Pinochet, da? Doamna de fier s-a dus și a prezentat omagiile. În condițiile în care democrația, domnule Mihaiu, a fost introdusă în Chile, știți cu ce? Cu și neoliberalismul, cu mitraliera. Știu. Au murit 2000 de oameni. Doamne, da? Bine, atenție. Haideți să revenim. Nu, atenție mare, atenție Pinochet. Mare. În România, că aici e subiectul. În România, instituția venită de afară, impusă de afară, oamenii prezentată ca fată mare, da? Adică da, a fost identificată cu o persoană. Da. Instituția da. A fost identificată pentru cu o persoană. Adică a vrut să fie identificată. Doamna, nu știu. Nu știu. Sunt multe elemente. Sunt multe elemente. Și Coldea a vrut cu doamna Chioveși și alții au vrut cu doamna Chioveși. Unii au reușit. Da, Coldea, de exemplu. Așa. Acum, mergând cu identificarea DNA-ului cu instituția, cu Chioveși, oamenii spun așa, da? Cum a zis domnul Ilceanu, despre care nu da, e Chioveși, nu e slujirea slujirii Nefertiti. Da, da? Deci nu doamna, e Chioveși, nu e anticorupție. Da, dacă Chioveși pleacă, o să murim toți. S-a terminat. Vine corupția, vin corupții și ne fură din casă. Da, de parcă nu ne fură din casă. Procuror, adică, trebuie practic, să înțelegeți că și paștagienii, cum le spun eu, au patru ramuri. Da. Da? Eu i-am indicat patru. Idealiștii, cum e fiul domnului
Mihaiu, sunt interesații agresivii, profitorii și intelectualii care de fiecare dată s-au dat cu regimul. Sunt exasperat. Da. Haideți să vă arăt eu zilele astea, pentru că e o asemenea manipulare în zona online. Cred că ați văzut-o și dumneavoastră. N-am mai văzut-o decât în timpul alegerilor, pe decizia CCR, deci absolut o isterie, informația, aveți doamnelor și domnilor, grijă de unde vă luați informațiile, verificați informațiile, cel mai bine, cel mai safe este să verificați pe documente, adică să nu vă luați dacă un habarnic scrie pe Facebook că ne scoate CCR dânuie. Că, nu știu, au fost, de exemplu, am verificat aseară 76.000 de știri, 76.000 de știri zilele acestea, că CCR încalcă tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Deci toate țignelile posibile și imposibile, 76.000 pe această informație. Haideți să vă arăt câteva din minciunile, pentru că sunt multe, adică sunt multe, o manipulare uriașă pe rețelele de socializare și în zona online, oameni care pur și simplu sunt în stare să inventeze orice. Orice, numai ca să nu discute despre acest subiect și adevărurile care le-a confirmat Curtea Constituțională, da? Deci, întâi au spus așa. Au fost foarte entuziasmați că doamna Tănăsescu a avut o prezentare argumentată. Fals. Dacă cine a ascultat pe doamna Tănăsescu la Curtea Constituțională, vedea că dânsa nu prea are șanse de reușită. Asta apropo de documentare. Au spus așa, că procurorii sunt independenți, deci ei sunt independenți peste toată lumea, da? Au fost proteste, liste, VV, fals. Procurorii sunt sub ministru. Au scris că nu există conflict. Fals. CCR a constatat că există conflict între autoritățile statului. Au zis că decizia CCR s-a luat, au scris zile în șir că decizia CCR s-a luat într-un WC, la Curtea Constituțională. Asta ca să vedeți la ce s-a ajuns. Ce unitate a dat știrea cu WC-ul? PNL-ul. PNL-ul, vă spun eu. PNL-ul a dat-o, că am avut eu meciuri în PNL deci, cu public. Deci povestea cu WC-ul că s-au PNL-ul. Dus 5 judecători la Pișu. PNL-ul, adică a avut puntaj. A avut puntaj. Și judecătorul și a zis că e ceva ascuns, subteran, o conspirație mondială s-a petrecut în WC-ul de la CCR. Fals. Decizia s-a luat cu 6-3, 4 judecători au susținut, au făcut, au fost total de acord, iar 2 au avut opinii concurente. Concurente, asta înseamnă că au votat pro, dar au avut și argumente suplimentare. 3 au votat contra. Deci nu a fost cu 5, a fost cu 4-2. Au scris că și-au dezbătut la televizor că decizia scoate România din Uniunea Europeană. Fals. Decizia nu are treabă cu Uniunea Europeană. Au fost astea 7-6, deci numai pe o știre. Decizia încalcă tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Adică ce are plopul cu micșunica? Nimic în comun. Au băgat marota asta pe Facebook că decizia are treabă cu tratatul. N-are treabă cu niciun tratat. Că decizia ia puterile președintelui. Așa cum se vede în decizie, nu i-a luat nicio putere pentru președinte. Pentru că nu avea nici deloc. Aici, pentru că am avut manipulări din toate zonele, decizia va avea sancțiuni. Asta știu de unde a venit, de la PSD. Specialistul domnul Iordache. Domnul Iordache, altă întrebare, a dat declarații la Parlament și a zis, știu eu ce scrie în decizia Curții Constituționale. Ea nici n-a apucat să redacteze decizia. Zice, o să fie sancțiuni. Dom'le, nicio decizie a Curții Constituționale, nu există sancțiuni. Să-i spună cineva de la PSD și domnul Iordache, așa ceva nu există, pentru că Curtea Constituțională a României, spre deosebire de aia Germaniei, funcționează pe principiul cooperării loiale între instituții. Deci domnul Iordache de la Comisia Lupește Prăjit din Parlament de la PSD să afle și el că nicio decizie și Curtea Constituțională a României nu dă sancțiuni niciodată, niciodată, niciodată. Marot asta la fel. Sute de știri. Decizia de termen de intrare în vigoare. La fel. Fals. Nu există termen. Termenul provine din Constituție. Întotdeauna. Decizia de termen de 20 de zile. Vă aduc aminte. Deci toată nebunia. Fals. Nu dă niciodată termen. După aia au inventat termenul de 45 de zile. Deci nu există termen de 45 de zile, există termen la
punerea deciziile, în acord a legilor, exact, cu deciziile. Legile, punerea în acord, tip în care prevederea neconstituțională este suspendată, se suspendă. Deci diferența de efecte, exact, oricum există. Și apoi, practic, se aplică și aceea imediat. Exact, se aplică imediat și după aceea, după cele 45 de zile, se încetează de drept. Da. Au spus că decizia nu e obligatorie. Fals. Decizia este obligatorie. Deciziile CCR sunt mereu obligatorii. Decizia nu se aplică acum, așa a spus domnul Orban. El, altă monstruozitate pe care a scos-o domnul Orban. În viitor. Se aplică doar pentru viitor. Domnul Orban, viitorul a venit. Adică se aplică mereu cu prezenta cauză, cu cauza pendinte. Pentru că soluționează un conflict, exact, real, existent. Da, nu viitoarele conflicte ale este României. Este pe excepție, da, într-adevăr. Cele pe excepție se, zice, aplică pentru au viitor. Mai scris așa, că dacă nu, eu vă spun ideile principale, dacă nu aplică Parlamentul să nu aplice nici Iohannis deciziile CCR, fals, deciziile CCR întotdeauna intră în vigoare, chiar dacă nu sunt puse în acord cu legile, ordonanțele, intră automat în vigoare, dacă au ajuns la referendumul cu 300 de parlamentari. Și au zis? Parlamentul... Da, dacă nu... Dacă nu trec la 300, să nu respecte... Exact, dacă nu respectă nimeni... Deci, vă dați seama ce exemple au ajuns, adică, fals, decizia pe conflict nu are treabă cu referendum consultativ, adică decizia cu referendum consultativ a Parlamentului, legiuitorul care este... Și mai spune cea din nume, referendum care poate sau nu să pună... După aceea au intrat că decizia e legală, aseară au scris niște jurnaliști, adică nu știu dacă pot să mai numesc jurnaliști, au spus că ei consideră, adică ei au devenit instituții și decizia este ilegală, clar, și neconstituțională, și că dacă o aplică Iohannis, încalcă, da, adică, da, ceva, o schizofrenie de asta. Petre Lăzăroiu și-a depășit mandatul, deci CCR e ilegală, fals. Lăzăroiu și-a depășit mandatul în acord cu legea în vigoare pe care funcționează CCR-ul. Dar nu și-a depășit mandat. Legea CCR nu a fost controlată în 26 de ani pe constituționalitate. Au mai scris că Valer Dorneanu nu are cagine pe Petre Tobă. Fals. A spus-o chiar Dorneanu, nu are niciun și cine. Și dacă avea, ce era? Nu, și un subsidiar era o problemă. Și așa au zis. E că Tobă penal, da, e ceva. Era Tobă penal și Dorneanu i-a dat soluție că era Tobă penal. Decizia nu poate obliga președintele, fals. Întotdeauna deciziile pe conflict obligă părțile. Președinte, parchet, ICCJ. Deci numai falsuri. Decizia nu poate cere emiterea decretului. Ăsta era Orban. Domnul Matei, ce vi se pare din ceea ce citiți dumneavoastră? Că mie îmi sună deci strategie. Deci sunt dumneavoastră, zeci de știri. Deci dumneavoastră nu vi se pare și apelez și la domnul Mihaiu, că tot am foarte atent și îmi place. Nu vi se pare că este o strategie? Știți ce mi-a zis mie un lider PNL acum o săptămână? Vă rog. Mi-a zis așa, înainte de a fi decizia ce cere, am spus, bă, ce vreți să faceți? Vreți să aruncați țara în aer? Și acum ori niciodată. Eu am crezut că stai dus cu capul. Deci eu am crezut că stai dus cu capul. Dar consta, dacă dumneavoastră îmi spuneți că toate acestea care nu că umblă pe Facebook, nu sunt puse așa pe Facebook de fiște cine, nu, da? Fie cu posturi de televiziune, să constituie, deci constituie o strategie, atenție, că acum le luăm pe fiecare și le demontăm, ok, bun. Dar ele constituie o strategie extrem de interesantă și este foarte posibil, nu știu, este foarte posibil că această strategie să ducă la ceea ce vă spuneam. Pentru că într-o anarhie, adică într-un colectiv generalizat. Anarhie constituțională. Da, într-un colectiv, într-un sistem colectiv, în nenorocirea colectiv generalizată, poți să faci orice. Poți să faci orice după aceea. Și multă agresivitate. Adică da, poți să faci orice, exact. Doamne, arăt documentul, i-arăt legea. Nu interesează. Liviu, ai văzut, vezi ce pe adică am Facebook văzut și online. Deci, o țineală totală. Eu cred că e o lucrare diabolică a serviciilor care postează cu o mașinărie de postat chestiile astea. Nu, e psihoza generală despre care am vorbit mai devreme. Este o psihoză generală. Și cum ieșind în psihoza asta generală? Printr-un arbitru. De obicei, nu e așa, extern. Vine comisia de la Veneția, ca comisia să comisia de la Veneția, lasă cu ce am mai zis. Vine pe legi. Păi da, da, cât s-a discutat despre legile justiției? De la UG13, de la Noaptea ca hoții, până astăzi, e un război de gherilă, da, pe acest cum subiect. Cum ieșim de nebunia asta? Adică sunt numai falsuri, intoxicări, manipulate. Eu m-am uitat îngrozit toată perioada asta și când a fost cu legile 303, 304, 317, mi-aduc aminte că apăreau niște din alea, că încet, încet nu mai...
nu mai mergea nimeni în România, nu mai era arestat nimeni, nu mai avea. Și pedofil, și orice era liber. Și acum, cum ieșim, evident, Dănileța cred că avem aseară, nevoie. Deci, domnule, Dănile, judecător, adică te faci de râs. Judecător e, sau agent de influență? Ai zis că, de fapt, i-au mutat pe aia doi, știu, știți? Opinia concurentă da, 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 la aia, opinia fără o decizie. Și știe că e fals. Eu chiar cred că, în momentul de față, doar din exterior poate să medieze cineva această problemă. Eu nu cred că instituțiile statului din România sunt capabile în acest moment să mai medieze acest război. E foarte grav pentru România dacă se întâmplă așa. Foarte grav. Dacă mai medieze între cele două. Ayatollahul societății intelectuale strigă la doamna Kövesi, condamnați-i doamna. Care e un model. Cine își poate închipui că Gabriel Liceanu a luat-o razna? Nu poți să crezi așa toată ceva. Lumea, haideți, deci deja toată lumea se uită, domne, dacă Liceanu a tras sirena lui Vasile Roaită să-i condamne pe toți, înseamnă că așa e. În afară de cine însuși care a fugit cu editură. Uitați-l la Dacian Cioloș, care a fost comisar, totuși un om al legii și al amănuntului ilegal. Nu are noțiuni de drept, domnul Cioloș. Este totuși, a lucrat în administrație și ca ministru și ca secretar de stat. Doamna Mocanu, haideți să nu fim atât de subiectivi. Eu știu că eram acolo, îl cunosc, eu am lucrat cu domnul Șoru. Știu și eu, dar am lucrat cu domnul foarte echilibrat. Este, dar nu știe. Lăsați-mă să termin puțin o idee să te... Dacă domnul Cioloș îl incită pe președinte să nu respecte decizia, înseamnă că ceva se întâmplă. Gândiți-vă că președinții principalilor trei partide ceva e o dihonie în aer. E un duh. Nu, se întâmplă până acum, și trebuie să o spunem pe față, se întâmplă că până acum justiția, DNA-ul a fost folosit politic pentru a accede sau a da pe unii la o parte sau a intra alții, lucru care se dorește în continuare. Ori din acest punct de vedere, politicienii care ar trebui să aibă responsabilitatea în momentul ăsta, atenție mare, dacă toți liderii partidelor politice, putere și opoziție, ar spune așa, în seara asta, la televizor, da? Noi, liderii partidelor politice, considerăm că această decizie trebuie pusă în aplicare imediat, situația s-ar calma. Atenție. S-ar calma. Însă ce fac politicienii din România când m-a spus că sunt proști, răi și ticăloșuri? Ce fac ei? Ei în momentul ăsta speculează, în momentul cum mi-au spus mie ăia de la PNL, că acum ori niciodată, chiar dacă facem... Și a zis, bă, vreți să faceți anarhie? Nu ne interesează. Acum ori niciodată. Acum ei... niciodată ce? Nu știu, să dea jos PSD-ul, să ia ei puterea, să ia gâții, nu știu ce. Abar n-am, acum ori niciodată. Dom'le, deci... PSD-ul trebuie dat jos, ai clar. Da. Asta e opinia mea. Păi hai să mergem la vot. Bun, ce părere aveți? Hai să facem alegeri anticipate. Prin mijloace legale. Hai să facem alegeri anticipate. Facem alegeri anticipate. Ai altă discuție. Dar să nu respectăm deciziile Curții Constituționale, ei trebuie să-i dau dreptate domnului Vișan, e anarhie. Ascultați-mă puțin. Dom'le, de ce oameni, domnul Ciolo se ocupă de grâne, agricultură, are, vorbește ca politic acum. Sunt oameni care, politic. Domnul Liceanu e cu cărțile. Eu respect pe domnul Liceanu. Toți îl respectăm, îl iubim, îl adorăm. La Humanitas, adică... Drept, tot. N-are legătură cu dreptul, adică... N-are legătură cu ce spune. Adică de ce nu își vede fiecare în țara asta de domeniul lui de activitate? Pentru că i s-a spus... Domnule, dacă e ceva pe librării, pe carte, pe filozofie, da, eu aștept pe tine. Da, uitați-vă la Cristian Tudor Popescu. Acest persoasiv al presei române, dacă care incită la referendum împotriva politica, curții. Ascultă-mă, da. Cu politica agricolă comună, da, domnul Cioloș are expertiză. Dom'le, dar să spui, să te panși pe un domeniu destul de dificil, că știți cum e la drept, frumusețea dreptului este că da, poate tu plădezi acum să-și dea cu părerea numai tehnocrați. Nu. Și tu greșești. Nu. În toată politica lumii există o dezbatere juridică. Deși prevederile sunt clare, președintele este obligat să respecte decizia curții și cum este să fie juridic să spui că președintele are articolul 80 alin 2 care spune că dacă veghează la respectarea Constituției, înseamnă că Curtea Constituțională încalcă Constituția și nu mai pune în aplicare decizia. Cum să spui așa ceva? Prezumție în asta că lumea... Să face referendum, o signală. La noi în România de 10-15 ani se vorbește numai despre Constituție, respectarea Constituției și asta toată bine, lumea că are impresia că toată lumea a citit Constituția. Da. Când 90% au văzut titlul, coperta, e frumos.
frumoasă. Și chiar dacă și-au o citesc, gata. E foarte greu de interpretat, să știți. E... Chiar dacă o citesc așa, că nu scrie mare lucru în ea, e foarte greu să o interpretezi. Și cei răi l-au mai suspendat odată pe un președinte român, Petrean Băsescu. Bun era, da. L-a salvat erata curții. Atunci, atunci curtea era perfectă, nu era politică. Erau aceiași oameni. Aceiași oameni care în 2012 la suspendarea unui șef de stat a doua oară au spus că au susținut și eu am susținut și atunci același lucru. Deciziile curții sunt sfinte și trebuie respectate. E bine, aceiași oameni spun acum că Curtea Constituțională dă lovituri de stat și că nu trebuie să fie aplicate. Foarte amuzantă mai era și la ei, legile și Constituția. Analogie că președintele de stat. Că președintele e votat de 6 milioane de oameni și judecătorii curții de nimeni. N-are nicio treabă. N-are nicio treabă, că așa sunt primari care sunt aleși fiind arestați și procurorul ăla nu e președinte cu Curtea Constituțională și cu atribuțiile legale. Deci nu are nicio treabă. Numărul de voturi al președintelui Iohannis cu atribuțiile Curții Constituționale poate să aibă și 3 voturi, poate să aibă 6 milioane de voturi și un om cu 2 milioane și cu 2 voturi și cu 6 milioane, toți trebuie să respectăm decizii și toate autoritățile. Nu, și mai este, ați omis să știți, o manipulare foarte, foarte puternică, în sensul că dacă se mută numirea de la președinte la ministru, este totul politic, de parcă președintele și el om politic. Păi, domnule, așa e și în Germania. Da, da, noi nu suntem germani. Exact. Da, asta este secret. Secret a zis-o. Dacă era în Germania, nu. Nu, nu mai zic. N-avea o problemă, nu? Așa e, da. Le convine, știi? Ce model să luăm? De unde să luăm modelul? La o puțină publicitate și o să vedeți după puțină după publicitate, doamnelor și domnilor, situație absolut aberantă. În 2013, la numirea procurorilor, atunci președintele României de la acea vreme, Traian Băsescu, a făcut apel la procurorul delegat al parchetului general Daniel Molar să nu se opună numirii procurorilor, că ajunge o problemă constituțională. Și Molar atunci a renunțat la carieră și a devenit judecător la curte. Deci pur și simplu a spus așa, dacă eu mi se spune de către președinte, de către premier, să devin, că pot să devin o problemă în stat, eu mă retrag, da, și îmi dau demisia și a dat demisia, iar după 5 ani, doamna Chioveși, deși a devenit o problemă, a încălcat de 2 decizii ale curții și este un subiect de conflict constituțional și de încălcare, vedem, a legii de către președinte, doamna Chioveși nu pleacă. Asta ca să vedeți despre ce tipuri de oameni și de personalități de caractere. Vorbim, o să vedeți toată această poveste răsturnată de acum 5 ani după publicitate. Pe cine plătește și cum plătește? Da, spuneți. În 2012, vă spuneam înainte de publicitate, aceiași oameni care spuneau că trebuie să se respecte Curtea Constituțională și deciziile Curții Constituționale pe suspendarea lui Traian Băsescu, aceiași oameni spun acum, după mai mulți ani, da, după 6 ani, că Curtea Constituțională trebuie desființată, trebuie limitată, trebuie să nu se respecte deciziile ale Curții Constituționale, doar pentru că este vorba despre o persoană, doamna Chioveși. Același lucru s-a întâmplat și în cazul procurorilor. În 2013, și vă dau citatele exacte, Morar a spus că a plecat, da, să nu devină o problemă constituțională, pentru că atunci Daniel Morar, fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, aflat la parchetul general, a spus că a spus un adevăr. Doamna Chioveși nu are expertiză pe investigarea marii corupții, ceea ce era un adevăr. Doamna Chioveși era la parchetul general. Chiar Morar a dat un interviu atunci în revista 22 și a spus că a găsit acolo parchetul general lăsat în urmă de doamna Chioveși și un sanatoriu în care nimeni nu făcea nimic și toți erau ca și azi. Da, erau cu calificativ foarte bun. Și că eficiența parchetului general era foarte mică și arată ca un sanatoriu. Ca și acum în DNA. Eficiența este foarte slabă, pentru că astea sunt rezultatele nu, astăzi management, e spitalul de nebuni, management,
managementului doamnei Chioveși, atunci când conduce o instituție, toți sunt foarte buni, toți sunt perfecți, dar vedem că dosarele se prăbușesc în instanță. E bine, în 2013 Morar a spus așa: domne, eu nu vreau să devin o problemă constituțională. Am venit aici să rezolv probleme, nu să creez probleme. Și mă retrag. În 2018, după 5 ani, doamna Chioveși a devenit de mai multe ori o problemă constituțională pe care acum vedem că o are președintele României, indiferent cum îl cheamă, și doamna Chioveși nu pleacă. Nu pleacă de s-a legat cu scaunele, cu lanțurile de scaunul DNA. Haideți să vedem momentul din 2013, când a fost pur și simplu situația pe invers. Și procurorul general, practic, de atunci, Daniel Morar, a renunțat la carieră. Am decis să pun capăt carierei mele în fruntea Ministerului Public. Daniel Morar bate în retragere după ce aseară șeful statului l-a criticat pentru că în ultimele zile a declarat că șeful DNA trebuie să provină dintre procurorii anticorupție. Fost șef al acestei direcții, Morar a fost detașat de CSM la șefia Ministerului Public și, din această poziție, a criticat numirea Codruței Chioveși în locul său. Este responsabilitatea Ministrului Justiției pe cine desemnează, pe cine propune, nu procurorii decid nominalizările. În momentul în care cei mai importanți oameni din statul român, atât premierul Victor Ponta, cât și președintele Traian Băsescu, îți spun că e o problemă mare de constituționalitate și îți spun ție lui Morar că rămânând acolo împiedici numirile în Ministerul Public sau că ești o problemă pentru sistem, trebuie să pleci. Vestea a fost primită bine la Palatul Victoria, iar premierul Victor Ponta, încă interimar la justiție, consideră că anunțul făcut de domnul Daniel Morar este un gest normal, ținând cont de lipsa unei prevederi legale care să asigure statutul său de conducere a Ministerului Public. Această situație era de natură să pericliteze grav activitatea instituției și să creeze un blocaj cu efecte instituționale profund negative. Tot astăzi, Daniel Morar a primit vizita șefului CSM, Oana Schmidt-Hăineală, la parchetul general, care l-a și numit consilierul ei. Morar va ocupa această poziție până în iunie, când se va muta la Curtea Constituțională. La șefia Ministerului Public rămâne adjunctul procurorului general, Gabriela Scutea. Curtea Constituțională rămâne în continuare... Fără întrebări. Deci vedeți, doamnelor și domnilor, cum, cât de ironică istoria. Acum, Victor Ponta, care spunea a fericit ca să o numească pe Chioveși, că erau disperați pesediștii să o numească pe Chioveși. Dom'le, bine că a plecat Morar, că de fapt Morar era problema. Morar spunând, dom'le, nu puneți pe Chioveși că nu știe. Ceea ce s-a dovedit, că nu știe. Da? Și atunci Morar era problema și a plecat spunându-i președintele României. La fel, de fapt, că devine o problemă constituțională pentru că puterea ia ministrului. Și acum Chioveși nu pleacă, deși a devenit o problemă constituțională. Dar să știți că președintele Băsescu atunci era la ministru, acum nu mai este la ministru. Ați văzut că da, s-a schimbat, acum e la președinte. Și nu a plecat numai domnul Mora și a plecat și doamna ministru a justiției, să ne amintim. Doamna Pivniceru a plecat tocmai pentru că nu a dorit să o numească pe doamna Chioveși la conducerea DNA. Să ne amintim. Da? Și domnul Ponta, care acum se luptă cu statul cel de drept, înțelegeți? Cel puțin Ponta a zis că a greșit. S-a făcut deci, ministru de justiție ca să o numească pe doamna Chioveși. Și a propus-o pe doamna Chioveși după vizitele cu broboadă ale doamnei Udrea în apartamentul domniei sale. Care, iată ce a pățit, că eu în 2013, când a scris că doamna Udrea să bagă numirea procurorilor, cine sapă groapa altuia cade în ea. A venit aici și că nu este adevărat. După aia 5 ani numai despre asta a vorbit. Ceea ce a spus dumneavoastră este un exemplu bun. Doamna Chioveși nu pleacă și... Doamne, nu pleacă. Da, știți de ce nu pleacă? Pentru că nu i-a cerut nimeni. Atenție mare. Credeți că dacă... Că nu știu cât mai... Dacă președintele Iohannis îi dă telefon și cere, pleacă, da. Își dă demisia. Credeți că dacă președinte... Eu mie mi-e foarte greu să... 100%. Și eu zic la fel. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. V-am spus ceea ce... Și vreau să repet lucrul acesta. Miroase de departe o... Pentru că eu văd radicalizarea și nu numai eu văd, radicalizarea întregii societăți, radicalizarea întregii societăți, seamănă cu răsturnarea ordinii constituționale, ceea ce se întâmplă în România în acest moment. Bine, este atunci, regim, reiau este... întrebarea, credeți că președintele o să o cheme pe Chioveși și spune, dom'le, dă-ți demisia ca să nu te revoc eu? Dacă nu face lucrul acesta, înseamnă că scenariul este alta, răsturnarea guvernului prin acest mijloc și... Cu ce să răsturnăm? Prin aici, cu strada. Nu, cu dosarul penal, să ne înțelegem. Bun,
dosarul penal ca șantaj folosit, fi... e altă discuție. Ei, nu. Asta ar fi cea mai... penal de la Bicot. Asta ar fi cea mai elegantă soluție politică în ceea ce privește pe președintele țării. Ca să nu fie înfrânt de curte și să nu-și dezamăgească prin așa zisă slăbiciune această decizie de revocare, cred, eu așa aș face, deși a sprijinit-o 100%. N-are nimeni niciun dubiu. Cred că asta e și negocierea, poate și întârzierea se explică și prin spune, această pun chestie. Pe cine vrei tu la DNA, lasă pe Bulancea, o pun și pe Tiziana, îi pun pe amândoi, pun pe toți trei, pun pe toți la DNA. Vă dați seama că după plecarea doamnei Ghioveși, președintele are primul cuvânt în numirea unui procuror. Nu e adevărat. Trebuie să delege procurorul după general. Interimar, după interimar. Da. El poate să ne... Uitați-vă la treabă. Ascultă-mă puțin, se face o nouă procedură în care ministrul justiției propune... Da, e negociată. Atenție. Nu e adevărat, nu mai e negociată, credeți-mă. S-a modificat, nu mai poate. Dacă deci s-a modificat legi, legea, pentru că a spus deja Curtea Constituțională că președintele nu mai are rol nici la numire, nici la revocare. Deci el nu mai poate refuza. Nu, ascultați-mă. Poate refuza o singură dată. Acum, dar pe noile legi nu mai poate refuza. Doar pe motive de legalitate. Uitați-vă în decizia. Da, poate refuza o singură dată. Pe motive de legalitate, care sunt trei, nu poate refuza. Într-o societate normală, ministrul justiției se consultă cu... Pentru că iarăși ajungem într-o... Eu, sincer, cred că președintele va semna decretul. Eu l-am văzut pe președinte un singur lucru de la cap la coadă. A zis că el va respecta Constituția. Nu, eu cred că nu va semna statul de drept. Eu nu știu ce înțelege Iohannis. Nu va semna statul de drept. Dar mie îmi pare foarte rău. Eu nu știu ce înseamnă asta cu statul de drept. Eu știu ce înseamnă... Nu știu ce înțelege. Rule of law, domnia legii. Statul de drept, eu nu știu. Personal. Doamna Mocanu, eu cred că nu va semna decretul, într-adevăr, dar e posibil să o determine. Să-i ceară să plece. Asta ar fi soluția cea mai bună. Urmează o săptămână interesantă, doamnelor și domnilor. Mâine ne reîntâlnim pentru că și PSD-știi fac meeting în țara asta, așa cum au făcut și cei de la Rezist. Se anunță cifre spectaculoase. Ne vom întâlni mâine seară în direct. Vom analiza și vom comenta toate evenimentele care se vor petrece aici în București. Și rămâneți, doamnelor și domnilor, până atunci cu B1 TV. Ortopedica.